Salutare! Pentru că piața materialelor de construcție a luat o razna, am zis să mă axez pe orice altceva decât materiale de construcții și m-am orientat pe ce aș putea să fac în momentul de față să pot continua oarecum lucrările la mica mea garsonieră de la etajul garajului, pentru că pe sus încă n-am închis. Am luat hotărârea de a achiziționa tâmplăria. Și am achiziționat tâmplărie din PVC cu geam termopan. Aici este strict geamul de la mica baie, unde am folosit un geam mat, după cum se poate vedea. Culoarea profilului de geam este pe gri antracit. Inclusiv mânerele le-am ales pe gri antracit. Inițial nu am găsit pe nicăieri să pot cumpăra o tâmplărie PVC pe culoarea gri antracit să fie colorat în masă. De obicei, când deschizi geamul, pe interiorul profilului regăsești culoarea alb sau culoarea maro. Acesta a venit strict cu un autocolant de culoarea gri antracit la exterior. Nu am vrut să aleg opțiunea asta, datorită faptului că nu mă avantaja. Eu îmi doream să fie gri antracit în profilul, mai exact, să fie colorat în masă. Până la urmă am găsit și l-am și achiziționat, n-am mai stat pe gânduri. Iar profilele care mai au această structură de obicei sunt foarte, foarte, foarte scumpe. Profilele au undeva la 7 camere, dacă nu mă înșel eu. În fine, nu cred că e atât de important profilul pentru că ocupă foarte puțin spațiu din suprafața deschisă. E importat foarte mult și geamul. Asta se zice geamul mat la exterior și lăui la interior. Sunt niște geamuri cu gaz. După care cel de la bucătărie este un geam clar cu o deschidere pe partea dreaptă, pentru că între baie și bucătărie, dacă ați urmărit clipele de pe canal, eu aici voi despărți și voi face un zid, exact cum descrie și e desenat pe perete zid. Astea sunt lăui, sunt transparente, sticla este transparentă, la fel, profilul colorat în masă. Pentru toate geamurile am optat să se poate deschidă și rabatabil. Pentru că e o opțiune să poți să aerisești și la bucătărie, în același timp poți să aerisești și la baie rabatându-l. După care mergem la ușa de la intrare. Cu un panel cu o grosimea materialului PVC de la panel de 1,5 mm cu o spumă densă la interior și la exterior la fel un PVC de 1,5 mm. Astfel încât să reziste foarte bine la intemperii, datorită faptului că pe partea aceasta de obicei bate ploaia, ninsoarea, vântul și așa mai departe. În interior am ales să folosesc o sticlă reflexivă, după cum se poate vedea. Prin ea are o tentă puțin maronie, iar razele soarelui sau razele UV nu mai pătrund în încăpere și nu mai încălzesc camera. Celebrul geam pe care l-am făcut aici în gust și înalt nu are deschidere, este un geam fix, la fel și el este cu geam reflexiv. Se vede foarte bine în grădină de aici, adică chiar poți să vezi toată grădina, să nu mai ieși pe terasă sau să ieși și afară din cameră, să te poți uita în grădină dacă, nu știu, se întâmplă ceva sau e ceva. Ai o vizibilitate bună până în spatele grădinii. Cel puțin acum nu se vede, se vede doar până la magazie, nu se vede până în spate. Până în spatele curții sunt undeva la 100 de metri, adică destul de departe. Și aici avem piesa de rezistență. Geamul cel mare de la terasă, hai să-l deschidem,
Inclusiv pentru acest geam am ales sticlă reflexivă să nu ne deranjeze razele solare atunci când suntem în încăpere și Hiro e pe aici, se tot învârte pe lângă mine, analizează și lui, până și lui cred că îi place. Avem aici și geamul de la garaj, la fel cu sticlă reflexivă. Mi se pare că e o oglindă pentru că nu se vede tavanul, dar de fapt nu este un geam oglindă, este doar puțin maroniu și are o tentă reflexivă. Hai să facem și o privire în ansamblu a construcției noastre, acum că am reușit să montăm și tâmplăria, ușa, geamul de la garaj și geamul din fața terasei. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un like, să scrieți în comentarii părerile voastre, iar până data viitoare, eu am fost Cosmin și numai bine!